Bună ziua tuturor și vă mulțumesc că ne priviți. Mă numesc Elena Prohnitsky, sunt secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Coaliția este o uniune benevolă și permanentă din formată din 34 de organizații obștești atât din Chișinău cât și din regiune, care cu expertiză în domeniul electoral și care desfășoară activități de observare, de monitorizare a legilor, campanii de informare și de educație civică, toate cu scopul asigurării unor alegeri libere, transparente, integre și inclusive. Evenimentul de astăzi face parte din efortul organizațiilor membre ale coaliției din acest scurt timp prezidențial. Ca urmare a alegerilor din duminica trecută, niciunul dintre cei 8 candidați nu a reușit să întrunească majoritatea simplă a voturilor care să-i permită să acceadă în funcția de președinte. De aceea, pe 15 noiembrie, cetățenii Republicii Moldova vor trebui să aleagă dintre cei 2 candidați primii clasați după primul tur de scrutin, și anume candidatul independent Igor Dodon, care este oficial susținut de către Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, și candidata PAS Maia Sandu. Asociația pentru Democrație Participativă a analizat platformele electorale ale celor 2 candidați în raport cu atribuțiile constituționale și legale care revin instituției prezidențiale. La fel, ca parte a acestui efort, a fost și o analiză a gradului de realizare a promisiunilor făcute de către actualul președinte Igor Dodon în campania din 2016. Care sunt rezultatele acestor analize? Le va prezenta directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, dar nu înainte de a menționa că acest produs este parte a unui proiect finanțat cu suportul Fundației Soros Moldova, însă toate opiniile prezentate astăzi aparțin exclusiv autorului. Da, mulțumesc, doamna Prohnitsky. Ceea ce a prezentat colega mea Elena Prohnitsky se referă la, hai să spunem așa, sensul îngust al efortului nostru. Vreau să amintesc tuturor că noi dezvoltăm o enciclopedie electorală care se numește alegeri.md, iar astăzi, ținând cont că suntem cu o săptămână înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale, vrem să informăm cetățenii și să responsabilizăm politicienii. Deci, ca să fie foarte clar, scopul nostru este să avem cetățeni informați și politicieni responsabili, pentru că doar de așa o manieră putem avea predictibilitate în așteptări, dar și predictibilitate în ceea ce privește acțiunile celor care sunt intrați în competiția electorală și vor să obțină suportul cetățenilor. Așa cum spuneam, avem turul 2 în față, iar în această săptămână vom avea dezbateri electorale, vom avea analize, comentarii din partea sociologilor, politologilor și așa mai departe, și dorința noastră este ca dezbaterile și comentariile care vor avea loc să fie profesioniste, bazate în exclusivitate pe date concrete, pe ceea ce și-au asumat cei 2 candidați care se vor confrunta în cel de-al doilea tur de scrutin. În acest context, vreau să spun că pagina de bază a portalului alegeri.md arată așa cum puteți vedea acum. Avem 2 concurenți, în ordinea în care au obținut rezultatele în primul tur de scrutin, doamna Maia Sandu și Igor Dodon. Avem programele lor electorale, originale. Așa arată ele, așa cum le-au întocmit candidații. Avem în același timp, în partea dreaptă, avem declarațiile de-a lungul campaniei electorale pe care le puteți
vedea. Ele sunt extrem de importante pentru că aceste declarații sunt un fel de fine tuning, dacă pot spune așa, la programele pe care candidații le-au întocmit și le-au făcut publice la începutul campaniei electorale. Puteți vedea, așa cum spuneam, toate declarațiile relevante de-a lungul întregii campanii electorale și nu doar. Noi am încercat să găsim toate declarațiile relevante ale candidaților pe paginile oficiale ale formațiunilor respective, pe paginile de Facebook, astfel încât să aveți certitudinea că ceea ce găsiți pe site-ul alegeri.md este verificat și este autentic. Aici nu pot fi niciun fel de abateri. Acum, pentru că candidații, pentru a fi aleși, vin cu promisiuni, noi am făcut un exercițiu pe care îl perpetuăm din 2010 și am să vă arăt acest lucru, cu cuantificarea promisiunilor concrete ale candidaților. Aveți promisiuni electorale 2020, cei doi candidați, aveți promisiunile, în cazul doamnei Maia Sandu, 156 de promisiuni, în cazul domnului Igor Dodon avem 109 promisiuni și respectiv, pornind de la atribuțiile șefului statului, atribuțiile constituționale, noi am făcut o analiză pentru a vedea câte din aceste promisiuni sunt conforme atribuțiilor șefului statului, câte din aceste promisiuni vor trebui să fie implementate eventual când câștigă unul sau altul din cei doi candidați cu suportul guvernului, a Parlamentului și care sunt neconforme. Deci șeful statului nu are nicio atribuție la implementarea unor promisiuni pe care le-au făcut candidații și vedeți aici, în cazul doamnei Maia Sandu, avem 81 de promisiuni conforme, 24 parțial conforme pe care eventual va trebui să le implementeze cu suportul Guvernului și Parlamentului și 51 neconforme. În cazul domnului Igor Dodon avem 22 de promisiuni conforme, 10 parțial conforme, 77 nu sunt conforme. Acum aici puteți vedea cum arată această cuantificare și analiză succintă a programului electoral. Ați văzut mai sus, puteți găsi în original programul pe care l-au propus candidații, iar aici vedeți viziunea candidatului, aveți acest grafic care arată proporția conformității și mai departe promisiunile conform atribuțiilor constituționale ale șefului statului. Le puteți găsi, iată, în cazul doamnei Maia Sandu, politica externă, celălalt politica internă, securitatea națională, iată promisiunile care pot fi implementate cu suportul altor instituții competente ale statului și cele care, promisiunile care nu sunt conforme. Dar ați putea pentru spectatorii foarte simplu să explicați ce înseamnă promisiuni neconforme? De exemplu, dacă citim originalurile și le-am arătat că originalurile le puteți găsi aici, în programul electoral și cu lozinca, dumneavoastră veți găsi texte lungi în care candidații propun, de exemplu, cum este în cazul domnului Igor Dodon, că va repara străzile, trotuarele în orașele și satele din Republica Moldova. Lucru care nu ține de competențele șefului statului. Șeful statului se ocupă cu probleme de ordin strategic, de securitate, apărare, politică externă, de consacrare prin decrete prezidențiale a hotărârilor, a legilor adoptate de către Parlament, a numirilor judecătorilor și așa mai departe. Deci, șeful statului are anumite atribuții care nu pot fi depășite. Iar repararea școlilor, grădiniților, străzilor și așa mai departe ține de administrația publică locală. Sau, dacă ne referim la promisiuni în domeniul social, majorarea pensiilor, salariilor și așa mai departe. Acestea sunt atribuțiile guvernului. Șeful statului aici nu are niciun fel de atribuții, nici măcar nu este întrebat dacă trebuie
ridicate pensiile, salariile, trebuie indexate și așa mai departe. Atunci când Parlamentul, guvernul, la inițiativa guvernului, Parlamentul adoptă legea, șeful statului doar promulgă această lege și tocmai de asta am vrut să fie foarte clar. Acum, de ce am făcut noi acest exercițiu? Și noi facem acest exercițiu din 2010 și vreau să vă arăt cum am făcut noi inițial acest exercițiu în 2010. Pe site-ul elaborat de către Asociația ADEPT aveți promisiunile electorale, iată, promisiunile electorale 2010, promisiunile electorale 2014. Anticipând, vreau să vă arăt că analiza noastră, asta era vorba despre promisiunile făcute de partidele politice în alegerile parlamentare. Deci, dacă vedeți, promisiunile electorale din 2010 au fost îndeplinite de realizate de către formațiunile parlamentare în proporție după cum urmează. 8 excelent, bine 17, satisfăcător 31, nesatisfăcător 62. Dacă calculăm rata, veți vedea că rata este sub o treime. Același lucru l-am făcut și pentru promisiunile electorale din 2014. De asemenea, găsim pe compartimente promisiunile pe care le-au făcut actorii politici care au intrat în campania electorală și exact același lucru l-am făcut și pentru șeful statului, odată cu reintroducerea prin hotărârea Curții Constituționale a procedurii de alegere directă a șefului statului. În acest context, având promisiunile pentru campania electorală din acest an, este important să vedem cum au fost realizate promisiunile în campania din 2016 și iată aici avem promisiunile președintelui în 2016. Din 34 de promisiuni concrete, 4 au fost realizate, 8 au fost realizate parțial, o promisiune este în proces de realizare și nerealizate au rămas 21 de, din promisiuni. Noi am făcut acest lucru cu bună credință, dar vreau să menționez că puteți găsi și raportul domnului președinte Igor Dodon. Îl găsiți la capitolul Președintele Republicii Moldova, acolo unde domnia sa a făcut un bilanț al activității domniei sale. Îl arăt imediat, dacă nu l-am... Președintele Republicii Moldova. Da. Rapoartele de activitate. Domnul Dodon a avut rapoarte de activitate în 2018 și iată raportul de activitate pe care îl puteți găsi, așa cum domnul președinte a găsit de cuviință să-și raporteze activitatea de-a lungul mandatului de 4 ani de zile. Așteptăm puțin. Da. Iată este raportul pe care îl puteți consulta și vedea deci ce a realizat domnul președinte Igor Dodon. Dar acum revenim la promisiunile, așa cum le-am analizat noi, pentru a putea da o apreciere și eventual în cadrul dezbaterilor aceste lucruri pot fi discutate. Deci, așa. Iată modul în care au fost realizate promisiunile date cetățenilor la intrarea în campania electorală din 2016. Nerealizate sunt 21 de promisiuni, realizate 4, realizate parțial 8, în proces de realizare o promisiune. Și iată aici aveți cuantificată în partea stângă, aveți cuantificată promisiunea făcută, statutul promisiunii și comentariu. De exemplu, una din promisiuni a fost desfășurarea ședințelor Consiliului Suprem de Securitate într-un regim public cu participarea mass mediei. Și aici aveți respectiv comentariu. Lansarea consultărilor cu toate partidele societate civile referitor la declanșarea alegerilor parlamentare și toate lucrurile, aceste lucruri sunt astfel analizate cu
un comentariu și unde puteți găsi, acolo unde este cazul, puteți găsi linkul care vă arată care este starea de fapt a situației privind realizarea acestor promisiuni. Aici sunt un șir de promisiuni care au fost reiterate în actuala campanie electorală, deși nu au fost, au fost și în programul precedent, dar nu au fost îndeplinite. De exemplu, hai să luăm la aici vreau să găsesc promisiunile legate de relațiile cu relațiile avem cu România, relațiile cu Uniunea Europeană, dezvoltarea economiei și infrastructurii, soluționarea problemelor sociale, protejarea ortodoxiei, iar problemele la care am vrut să mă refer este, de exemplu, neadmiterea cetățenilor Republicii Moldova cu dublă cetățenie să dețină funcții publice. Deci această promisiune a migrat din programul precedent în actualul program și noi știm că această promisiune este în principiu irealizabilă din simplu motiv că există hotărârea CEDO, cazul Tănase și Chirtoacă, în care a fost dat verdictul că potrivit, cutumilor și obligațiunilor Republicii Moldova, odată ce țara noastră a semnat acordul internațional respectiv, acest lucru nu mai este realizabil. Sau problema legată de interzicerea unionismului, ca exemplu. Deci există hotărâre de judecată care spune foarte clar că în virtutea articolului 142 din Constituție, cetățenii Republicii Moldova pot promova astfel de idei, pot să-și creeze partide politice care își spun astfel de scopuri. Problema este ca aceste lucruri să se desfășoare într-un anumit cadru. O problemă foarte importantă pe care trebuie să o menționez, pentru că am primit foarte multe întrebări de la cei care ne urmăresc, de ce politicienii fac promisiuni pe care nu le pot onora? Răspunsul este pentru că așa este cultura politică în Republica Moldova și în acest sens pot fi aduse exemple. Ne amintim că inițial, după declararea suveranității Republicii Moldova în 1990, la 3 septembrie, șeful statului a fost ales Mircea Snegur. Republica Moldova era republică parlamentară, dar deja peste jumătate de an, domnul Mircea Snegur a dorit să-și depună mandatul de președinte dacă nu Parlamentul ar fi refuzat să modifice regimul de guvernare și să treacă Republica Moldova la un regim de guvernare prezidențial. A fost modificată Constituția ulterior, Mircea Snegur a fost ales șef al statului în 91, în decembrie, a fost singurul candidat. Am avut o perioadă foarte importantă până în momentul când a fost constituită și a început să lucreze Comisia pentru elaborarea noii Constituții a Republicii Moldova. Ne amintim, atunci au fost foarte multe neînțelegeri. S-a hotărât și în Constituția din 1994, prin această Constituție, Republica Moldova a devenit Republică semiprezidențială, dar după alegerile prezidențiale din 1996, președintele Petru Lucinski a revenit iarăși la problema transformării Republicii Moldova în Republică prezidențială. Acest lucru nu a reușit, dimpotrivă, Republica Moldova a devenit țară cu regim de guvernare parlamentar, dar imediat după modificarea Constituției am avut alegeri parlamentare și șeful statului a devenit Vladimir Voronin. Iată, Vladimir Voronin s-a comportat în cele două mandate de președinte ca președinte al unui stat prezidențial, deși Republica Moldova era republică parlamentară, dar aici situația a fost foarte clară. Domnul Vladimir Voronin, în fruntea listei de candidați la alegerile parlamentare, de trei ori a reușit să aducă în Parlament o fracțiune majoritară și a guvernat, așa cum spuneam,
ca șef de stat într-o republică prezidențială, pentru că în jurul lui era echipa lui de consilieri care elaborau politicile, elaborau strategiile pe care ulterior guvernul, care avea mai degrabă un statut de guvern tehnic, le implementa, iar Parlamentul era mașină de vot. Și iată că după această experiență avem această situație foarte, cum să zic eu, neordinară, când, de exemplu, odată cu revenirea la alegerea directă a șefului statului, am văzut că domnul Igor Dodon în 2016, făcând promisiuni, s-a comportat ca un șef de stat într-o republică, dacă nu parlamentară, cel puțin semiprezidențială. Efectul e pe față. Avem aceste promisiuni care, în principiu, era imposibil să le realizeze fără a avea în Parlament o fracțiune, o majoritate parlamentară care să-l susțină și un guvern care, de asemenea, să-i susțină și să-i promoveze toate inițiativele. Și în această campanie electorală, cel puțin, așa cum spuneam, 7 din cei 8 candidați s-au comportat la fel. Au prezentat programe electorale care mai degrabă s-ar potrivi pentru o republică semiprezidențială sau prezidențială. Iar cei doi care au ieșit în al doilea tur de scrutin, din acest punct de vedere, se deosebesc foarte puțin. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Vedem câte, în cazul ambilor candidați, câte din promisiunile lor se potrivesc statutului de președinte într-o republică cu regim parlamentar. Și acum marea problemă este, dacă am văzut, pe exemplu, domnul Igor Dodon, că a reușit să implementeze foarte puțin din ceea ce a promis, da? Rata este, da, vedem, din 34 doar 4 realizate, 6 realizate parțial și o promisiune în proces, și aceasta cu suportul Parlamentului și Guvernului. Marea problemă este de ce fac astfel de promisiuni. Răspunsul îl găsim în platformele electorale ale candidaților, de exemplu, și în luările de poziție. De exemplu, domnul Igor Dodon spune că de-a lungul mandatului care, iată, expiră, domnia sa din politician a devenit om politic sau chiar om de stat, care acum înțelege mai bine ce are de făcut. Pe de altă parte, candidatul doamna Maia Sandu spune ceva similar, spune că își dorește, prin eventuală câștigare a mandatului prezidențial, să devină lider național, care, iată, are un program foarte complex, care se referă practic la toate aspectele vieții social-politice, economice din Republica Moldova, și respectiv acest program ar trebui cumva să fie asimilat de către Parlament, Guvern și așa mai departe, astfel încât acest program să devină unul național, iar instituțiile statului să devină un fel de, cum să zic, aspiratoare de idei ale președintelui pentru a fi implementate. Aici merită să fac o remarcă. Domnul Igor Dodon cel puțin a spus clar cetățenilor că dacă în eventualitatea alegerii domniei sale în funcție de șef al statului nu va fi modificată Constituția, atunci promisiunile domniei sale vor rămâne nerealizate. Deci, cel puțin a recunoscut acest lucru. Și acum, cetățenii trebuie să înțeleagă că sarcina majoră a candidatului Igor Dodon este modificarea Constituției. În vară, dacă nu greșesc, de ziua Constituției a stabilit un grup de experți care trebuie să se ocupe de reforma constituțională, așa că aici lucrurile trebuie luate în considerație. Acestea fiind spuse, încă o dată mă refer la, pe lângă programele originale pe care le aveți aici, programele cuantificate, promisiunile care le aveți mai jos la promisiuni, o atenție deosebită să o atrageți la declarațiile candidaților, care vă pot oferi detalii suplimentare, în special după primul tur de scrutin, cum s-a schimbat limbajul și atitudinea candidaților, știind rezultatele primului tur de scrutin. Cred că este extrem de important ca aceste lucruri să fie înțelese, asimilate, pentru a avea o imagine clară ce ne așteaptă în următoarea săptămână. Acestea sunt principalele lucruri la care am vrut să mă refer, prezentând
aceste promisiuni cuantificate pentru al doilea tur de scrutin, statisticile privind conformitatea în raport cu cadrul constituțional și ceea ce este foarte important, așa cum spuneam, noi am făcut acest exercițiu începând cu 2010, în 2014, 2019 și 2016. Ele sunt accesibile ca să vedeți că, din păcate, în Republica Moldova politicienii promit, iar dacă ajung la îndeplinirea a unei treimi din promisiuni, putem spune că asta este, cel puțin după statistici, asta este un rezultat relativ, cum să zic eu, cu care ne-am deprins. Nici într-un caz nu poate fi numit un rezultat bun al activității politicienilor noștri, fie că este vorba despre fracțiunile parlamentare reprezentate în Parlament, fie că este vorba de șeful statului și analiza programului electoral și a promisiunilor domnului Dodon din 2016 confirmă acest lucru. Iată încă o dată să vedeți această statistică de o manieră grafică. Și acum trebuie să ne întrebăm la ce să ne așteptăm pe viitoarea perioadă pentru mandatul 2020-2024. Iar acest lucru, așa cum spuneam, e bine să fie discutat pe platformele de dezbateri, în care am înțeles că cei doi candidați se vor angaja înainte de al doilea tur de scrutin, iar cei care fac prognoze, cei care scriu analize, comentarii, să ia în considerație acest lucru. Eu cred că astea sunt cele mai importante lucruri care a meritat să le împărtășim cu cei care ne urmăresc, cei care se interesează de procesul electoral din Republica Moldova. Vă mulțumesc, domn Buțan. Vă rog dacă ați putea încă o dată să arătați care sunt paginile unde Asociația DEPT a prezentat rezultatele analizei promisiunilor din 2014? Da, ele sunt pe pagina noastră promisiuni. Avem 2014, promisiunile 2010, 2014, 2016 pentru șeful statului, da, sunt aici, iată-le, da. Aici. Ca spectatorii, ca cei care ne privesc, eventual ar putea să facă o analiză să vadă care este gradul de realizare. S-a schimbat? El a crescut? Sau nu. Deși cei care au timp, da, pot să facă acest lucru, eu le spun că 25-30% este gradul de îndeplinire. În cazul președintelui domnului Igor Dodon, iată, avem 12% realizate complet, 23% parțial și 3% în curs de realizare. Se înscrie perfect în tendințele la care m-am referit anterior. Și părerea mea este că odată și odată trebuie să ieșim din acest cadru. Cei care fac promisiuni să fie responsabili, iar cetățenii, atunci când se întâlnesc cu candidații, să fie informați și să îi întrebe: ați promis asta? Când faceți? Deci, cum faceți? Judecând din ceea ce spuneți, majoritatea promisiunilor neconforme cu care vin ambii candidați în această campanie electorală nu au nicio șansă să fie realizate. Nu, eu n-am spus acest lucru. Deci eu, în mod premeditat, m-am referit la modelul lui Vladimir Voronin. Vladimir Voronin a fost președinte în cadrul unui regim de guvernare parlamentar. Dar Vladimir Voronin și Partidul Domniei Sale au avut performanța de 3 ori să câștige cu victorii absolute majoritatea parlamentară. Deci modelul domnului Vladimir Voronin în niciun caz nu este un model bun. Asta vreau să înțeleagă. Dar pentru că stilul de conducere a domnului Voronin a fost specific, exista președinția unde domnul președinte își alegea consilierii în care avea încredere, aceia, ei erau generatorii de idei, strategii și așa mai departe. Guvernul, din punctul meu de vedere, era unul pur tehnic care implementa aceste idei, strategii, iar Parlamentul era mașină de vot. Deci lucrurile mergeau de așa o manieră. Eu nu cred că acest lucru este unul, nu știu, condamnabil sau, din potrivă, este de lăudat. Așa s-a întâmplat, iar domnul Vladimir Voronin are o anumită, cum să zic eu, o anumită experiență și este o persoană de o anumită formație.
Dar eu cred că este greșit să copii modelul domnului Voronin atunci când nu ai capacitatea să aduci în Parlament o majoritate și să faci promisiuni de acest gen, că voi face asta, asta, asta și așa mai departe. Și am făcut această remarcă că domnul Dodon a recunoscut sincer, franc, că fără modificarea Constituției, toate promisiunile lui din 2020, având în față acest grafic referitor la promisiunile din 2016, cel mai probabil vor rămâne în suspans. El a spus încă un lucru la care, bun, mă refer încă o dată pentru că voi cita-o și pe doamna Maia Sandu. El, în primul mandat, din politician a devenit om politic și om de stat, de aceea a devenit mai cumpătat, așa mai departe. Doamna Maia Sandu a făcut în programul domniei sale o altă declarație, că își dorește să devină lider național, de aceea promisiunile pe care le-a făcut exced cadrul atribuțiilor constituționale, pentru că în calitate de lider național va putea să convingă Parlamentul, Guvernul, că programul domniei sale este cel care trebuie să fie ca un far și să lumineze calea de dezvoltare a Republicii Moldova. Deci, astea sunt, cum se zice, lucruri dorite. Ce va fi, nu știm, pentru că avem în față problema dacă rezistă acest guvern care îl avem astăzi, dacă vor fi organizate alegeri parlamentare anticipate pentru ca eventual unul din câștigătorii turului 2 să poată spune înainte de alegerile parlamentare anticipate că uitați-vă, nu vă bateți capul în privința strategiilor. Iată candidatul domnul Dodon are o strategie de țară, iată candidatul doamna Maia Sandu are strategie de țară. Deci lupta politică se dă, s-ar da eventual pe marginea problemei care din aceste două oferte să devină, deci, program de țară, dacă putem spune așa. Ceea ce mie mi se pare oarecum așa, ușor departe de realități. Noi, din punctul meu de vedere, va trebui să rămânem în cadrul unor majorități parlamentare de coaliție care vor negocia între ele stabilirea unui guvern și a unui program de guvernare și nu există nicio certitudine că astfel de majorități chiar vor porni de la programele electorale ale șefului statului. Și aici ultima concluzie. Părerea mea este că avem o mare abatere de la normalitate. Un președinte ales direct într-o republică parlamentară, din punctul meu de vedere, este o greșeală. Pentru că, așa cum spuneam, candidații se pliază pe așteptările cetățenilor, iar cetățenii au anumite, cum se spune, o anumită imagine despre cum trebuie să fie președintele. Pentru cetățenii noștri, majoritatea lor, președintele e ca unul, precum a fost Vladimir Voronin, care rezolvă toate problemele, are mână forte și așa mai departe. Deci aceste lucruri trebuie luate în considerație, iar scopul nostru, și mă repet aici, este să informăm cetățenii și să responsabilizăm politicienii. Pentru că ulterior vom avea dezbateri pe marginea, ați promis una, n-ați făcut, răspuns, da, am vrut să fac, dar n-am avut majoritate. Și, mă rog, concluzia cetățenilor, dacă n-ai avut majoritate și nu ai avut certitudinea că poți aduce în Parlament o majoritate, de ce ai făcut astfel de promisiuni? Și am dat exemple. Promisiuni care absolut sunt irealizabile. Am ținut foarte mult să mă refer la aceste promisiuni. Aici cetățenii cei interesați vor găsi, ca să nu trec punct cu punct să le... Dar care au fost realizate? Deci au fost realizate respingerea noului cod audiovizualului care va stipula interzicere difuzării emisiunilor televizate și așa mai departe. Și comentariul nostru. Președintele Igor Dodon a refuzat promulgarea codului serviciilor media audiovizuale și 4 legi, iar Curtea Constituțională a constatat circumstanțele care justifică interimatul funcției de președinte. Deci ceea ce a refuzat să facă domnul Dodon a făcut pentru el domnul Cando, iar domnul Dodon a fost înlăturat de la pe
câteva minute de la exercitarea atribuțiilor domniei sale. Acest lucru s-a întâmplat, avem hotărârea Curții Constituționale care ne spune că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla și putem vedea și alte lucruri. De exemplu, lucruri care, iarăși, sunt foarte stranii. Păstrarea regimului fără vize pentru cetățenii Republicii Moldova în Uniunea Europeană și în spațiul CSI. Comentariul nostru, da, e realizată, dar comentariul nostru este pentru realizarea acestei promisiuni nu trebuia întreprins nimic. Din potrivă, a fost necesar să nu fie schimbat vectorul integrării europene, da, ca să nu, deci, dar a realizat-o, domnul Dodon, deci, sau majorarea pensiilor de două ori pe an, iar cuantumul acestora trebuie să depășească substanțial minimul de trai. Voi propune limitarea adaosului comercial la produsele de prima necesitate, voi iniția programul național de susținere a familiei tinere, capitalul modern și așa mai departe. Aici noi am spus că e realizată, de fapt e realizată doar parțial, pentru că deci cuantumul pensiilor să depășească substanțial minimul de trai, aici încă sunt probleme pentru... Dar chestia asta s-a făcut de Parlament, nu s-a făcut de către domnul președinte. Deci poate el a insistat. Sau neadmiterea din partea autorităților, neadmiterea presiunilor din partea autorităților asupra bisericii și insultarea sentimentelor religioase ale credincioșilor. Iată cum putea să nu fie realizat o astfel de promisiune. Nici nu a fost nevoie ca președintele să intervină în apărarea bisericii și a sentimentelor religioase, fiindcă nicio autoritate publică nu și-a pus drept scop să exercite presiunea asupra bisericii sau să insulte sentimentele religioase ale cetățenilor. Și aici un coment. A existat un singur episod de manifestare a neînțelegerilor între guvern și biserica ortodoxă, urmarea căreia premierul Ion Chicu și-a permis să ironizeze pe marginea atitudinilor bisericii față de infecția COVID. Da? Iar biserica l-a preîntâmpinat că ar putea să îl excludă pe premier din pomenirea și rugăciunea bisericilor dacă nu ridică mai repede interdicția ținerii de slujbe impusă de către pandemie. Da? Deci, iată, astfel de promisiuni au fost realizate. Pe de altă parte, dacă rămânem la protejarea ortodoxiei, realizată parțial. Ce s-a întâmplat? În Republica Moldova, iată comentariul nostru, confesiunea ortodoxă este împărtășită de majoritatea absolută a cetățenilor și se bucură de sprijinul autorităților. În acest context, este de menționat că în anul 2018, președinția a lansat ideea organizării în Republica Moldova a întrunirii reprezentanților tuturor bisericilor și cultelor recunoscute. Ideea respectivă nu s-a înfăptuit, deci de aia și spunem, nu s-a înfăptuit. Probabil din cauza existenței unei puternice atitudini anti-ecumenice a clerului. Este de menționat că în situația când ortodoxia a avut cu adevărat nevoie de protecție, președintele Igor Dodon a evitat să-și declare atașamentul față de promisiunea făcută. Este vorba despre decizia autorităților Turciei de a transforma Bazilica Sfânta Sofia în moschee, acțiune care l-a făcut pe președintele Kiril să declare că este vorba despre o amenințare la adresa întregii civilizații creștine, iar președintele Dodon a preferat să se eschiveze de a lua atitudine. Deci, astfel de comentarii noi am făcut la fiecare din promisiunile care au fost făcute în 2016, astfel încât, iarăși, cetățenii să înțeleagă că au existat intenții bune, dar mandatul președintelui se desfășoară într-un anumit cadru și astfel de promisiuni, cumva, cum să zic mai bine, deci, poate arată atitudinea șefului statului față de anumite valori. Dar angajamentul de a proteja și așa mai departe, în situații în care nu poți face acest lucru, mie mi se pare că aduce mai mult daună decât folos politicienilor care fac astfel de promisiuni. Și m-am referit, evident, dar hai să vedem... Atunci am așa o întrebare. La ce se atrag atenția alegătorii? La platformele electorale care acum sunt un set de promisiuni, dar este puțin probabil că ele vor fi realizate.
până la sfârșitul mandatului președintele, pentru că sunt mai multe necunoscute, sau la declarațiile pe care le fac candidații acum în campanie. Deci cum să facă ei alegerea în baza căror mesaje care vin din partea celor doi candidați? Păi, asta și spun. Noi am cuantificat promisiunile. Noi le-am conferit câte un, hai să spunem, caracteristică astfel încât cetățenii, atunci când le citesc, să înțeleagă că, de exemplu, doamna Maia Sandu, cel puțin 51 de promisiuni nu le va putea îndeplini. Domnul Igor Dodon, 77 pentru următorul mandat. Și, așa cum spuneam, am făcut analiza pentru promisiunile trecute din 2016, iar cei curioși nu au decât să navigheze și să vadă cum stau lucrurile. Iar declarații, dacă vă referiți la declarațiile, ele sunt importante pentru că ele au impact acum în campania electorală, sunt un fel de ajustare a mesajului după ce a trecut primul tur de scrutin, deși noi le urmărim încă din luna mai, când a fost numită ziua alegerilor. Dar documentul este document. Contractul dintre alegători și cei aleși este în documentul pe care aceștia l-au oferit în calitate de platformă electorală. Când se vor întâlni candidații cu alegătorii sau viitorul președinte cu alegătorii, este foarte util să ai lucrurile cuantificate ca să poți formula întrebări. Ați promis acest lucru. De ce nu se îndeplinește acest lucru? Toate explicațiile ulterioare că nu am avut posibilitatea ar trebui să fie, mă rog, taxate de către cetățeni și nu depinde cine este candidatul. Pro-european, euroasiatic și așa mai departe. Ori în țara noastră vom avea un... Noi înțelegem că trebuie să existe flexibilitate, circumstanțele se schimbă, sub presiunea circumstanțelor, deci și capacitatea de îndeplinire a promisiunilor se poate schimba, dar totuși depinde foarte mult de seriozitatea și responsabilitatea candidaților atunci când se adresează cetățenilor. Din aceste promisiuni vedem și respectul pe care îl poartă candidații față de cetățeni. Îi consideră așa pe cetățeni oameni care nu pricep foarte multe și atunci pot să le promită ceea ce ar suna bine pentru urechea lor, sau totuși creștem ca societate, ca în care cetățenii sunt bine informați și educați, iar politicienii trag concluzii din greșelile trecute și sunt responsabili atunci când fac promisiuni. Asta a fost scopul nostru. Da, deja vom observa, înțeleg că ADEP va continua acest exercițiu și va analiza nivelul de realizare a promisiunilor președintelor care va fi ales în urma legilor din 15 noiembrie, deci nu se oprește aici acest efort. Deci urmează să vedem dacă care va fi gradul de realizare a promisiunilor președintelui ales și în ce măsură următorii aspiranți la funcția de parlamentar, presupun, nu doar de ce o funcție în cadrul administrației publice locale sau funcție de președinte vor ține cont și nu vor face, vor ține cont de limitele și de atribuțiile pe care le au și nu vor face promisiuni populiste. Este adevărat, dar e mult prea departe. Noi avem pe agenda promisiunile făcute în 2019 de fracțiunile care au reușit să ajungă în Parlament. Este vorba despre Partidul Socialiștilor, Platforma DA, Partidul Democrat. Iar acum, când avem această situație foarte specifică, s-ar putea ca foarte curând să fim nevoiți să ne precipităm spre analiza promisiunilor pe care le-au făcut formațiunile menționate în ajunul eventualelor alegeri parlamentare anticipate, dacă acestea vor avea loc. Ceea ce contează, și vreau ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, cetățenii, jurnaliștii, experții și așa mai departe, noi facem acest exercițiu din 2010. El este, dacă pot spune așa, instituționalizat și scopul nostru este unul cât se poate de clar și cred că salutar
pentru că vrem ca cetățenii să fie informați corect, iar politicienii să fie responsabili pentru ceea ce vorbesc în spațiu public și mai ales ceea ce promit. Vă mulțumesc. Eu doar voi reitera că toate informațiile le găsiți pe pagina alegeri.media, iar celelalte produse cu care vin organizațiile membre ale Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, și anume rapoartele de monitorizare a procesului electoral curent, îl puteți găsi pe pagina alegeliber.md. La revedere și o zi bună tuturor! La revedere, mulțumim!